La întrebarea de ce acum este posibil această ieftinire, domnule Coropceanu, și nu a fost posibil, așa cum spunea și doamna Can, în ultimii 5 ani. Trebuia să nu fie admis. Eu cred că încă sunt majorare. Foarte multe poziții unde putem să discutăm despre anumite ieftiniri. Problema, cred eu, este că oamenii nu înțeleg aceste ieftiniri. Pentru că, haideți să înțelegem, aceste ieftiniri din ce cauză au loc? Au loc pentru că s-au micșorat prețurile pe piața internațională? Sau că niște funcționari din anumite ministere nu mai fură? Deci sunt niște lucruri, niște întrebări pe care le dau oamenii simple. Și iată, de ce spuneam în prima intervenție că lipsește o comunicare calitativă a guvernării cu cetățeanul? Pentru că cetățeanul trebuie să înțeleagă. S-a ieftinit astăzi benzina și motorina. De ce? S-au ieftinit gazele naturale. De ce? Deci, ca noi să înțelegem fiecare pas, fiecare acțiune din punct de vedere economic, dar care are și impact social, deci cetățenii trebuie să înțeleagă de ce asemenea lucruri au loc. Pentru că eu cred că acest guvern are o sarcină foarte, foarte dificilă și importantă în comparație cu alte guverne, pentru că acest guvern fie va fi un guvern de sacrificii, fie care are șansa să devină un guvern al încrederii naționale. Și fiecare acțiune. Și internațională. Da. Deci trebuie să vină fiecare acțiune, trebuie să vină ca să aducă o plus valoare, o încredere în plus din partea cetățenilor. Acum cât ține de. Deci, pentru că înțelegem foarte bine că motoarele economice nu pot porni fără finanțare. S-au început discuțiile cu Fondul Monetar Internațional. Urmează probabil discuții cu alți parteneri internaționali. Dar nu trebuie să uităm că. Deci nu trebuie să ne limităm doar la finanțarea externă. Trebuie să ne gândim cum valorificăm și finanțarea internă, banii care vin de pe scutare. Dar înțelegem că acest lucru nu va fi posibil până când cetățenii nu vor simți această stabilitate. Deci, unul și doi, până când nu va fi, deci, sistemul bancar, până când nu va deveni din nou credibil. Reformat. Acum, deși parcă la prima vedere pare o idee populistă, dar eu cred că astăzi este nevoie de o asemenea idee. Garantarea de către guvern a depozitelor în sistemul bancar. Deși noi vorbim de bănci comerciale, dar în cele din urmă Banca Națională este o instituție de stat care reglementează, deci, operațiunile pe piețele financiar bancare. Mai sunt alte instituții, deci cetățeanul în momentul în care este, deci el trebuie să aleagă să țină banii la ciorap acasă sau îl plasați în depozite, care ulterior se duce în economie, sub formă de credite la un procent mai mic, nu de 20. Cum vreți să dezvolte economia atunci când un agent economic ia credit cu 20-24% de la bancă? Atunci el cât trebuie să vândă marfa aceea? Cu un adaus de 30, cu 35? Evident că nu merge așa. Deci trebuie să ne gândim la niște modele care, deci, în complex și care, pe de o parte, ar da, după cum spuneam, deci anumite speranțe și ar aduce o stabilitate și în același timp putem să pornim motoarele astea economice. Totodată, vreau ca să fac și un apel către cei care elaborează programele respective, care comunică din numele guvernului, deci să nu vorbească doar în termeni generale. Pentru că, zic, acest program, aceste acțiuni sunt și acțiuni concrete, dar unele din ele totuși se limitează la anumite politici. Și atunci când vorbim, spre exemplu, zic acum, anumite acțiuni în plan extern, atunci cu siguranță Ministerul Economiei trebuia să țină cont că Uniunea Europeană a primit o nouă strategie de vecinătate cu țările vecine și deja acordul de asociere semnat dintre Moldova și Uniunea Europeană poate fi îmbunătățit și îmbunătățit foarte bine în interesul Republicii Moldova, pentru că Uniunea Europeană deja nu va merge pe un acord de integru, dar va finanța proiecte concrete din domenii concrete și asta este cu, deci, 100% este mult mai interesat pentru Republica Moldova. Deci sunt un șir de elemente care trebuie să făcute.